Hai să vedem despre ce este această poveste. A fost odată o fetiță pe nume Clarin, care avea foarte mulți prieteni. Ei formau o gașcă frumoasă, iar în această gașcă se citeau foarte multe cărți. Apoi se discutau despre ele. Într-o zi au propus o nouă carte, o carte diferită de celelalte, despre dinozauri. Cartea era magică și cu ajutorul ei au învățat să facă vrăji care îi împiedicau pe dinozauri să se întoarcă pe pământ. Fără să-și dea seama, au aruncat un blestem planetei, iar acest blestem consta în transformarea oamenilor în stane de piatră. Gașca de prieteni a lui Clarin s-a apucat să citească și mai multe cărți pentru a afla cum ar putea să rupă acest blestem. Au aflat că trebuiau să ajungă tocmai în Egipt și să ia dintr-o piramidă o amuletă magică pentru a rupe blestemul. Așa că gașca de prieteni s-au hotărât să plece împreună în Egipt în căutarea amuletei. A doua zi de dimineață au plecat spre Egipt către piramida lui Tutankhamon. Odată ajunși acolo, când au intrat în piramidă, au descoperit că aceasta era plină de capcane. Trecând cu greu de toate capcanele, au ajuns într-o cameră secretă unde se afla amuleta, au luat-o și au vrut să plece imediat. Când se îndreptau spre ieșirea din piramidă, au descoperit că sunt urmăriți de un dinozaur uriaș care voia să-i mănânce. Au reușit cu greu să scape și l-au închis pe dinozaur în piramidă. Acum amuleta se afla la ei în siguranță. Trebuiau să se întoarcă cât mai repede acasă pentru a rupe blestemul și, uite așa, ajungând în orașul lor, s-au dus direct la templul cărții magice și se pregăteau să rupe blestemul. În timp ce ei se pregăteau, din pământ au ieșit niște monstruleți care au încercat să fure amuleta. O parte din ei a rămas în urmă să le distragă atenția monstruleților de dinozauri, în timp ce Clarin și ceilalți au pus amuleta pe cartea magică și astfel au rupt blestemul. Învățătura acestei povești, pentru că voi ați învățat deja că fiecare poveste are și o învățătură, este următoarea. Nu te juca cu lucruri despre care nu știi nimic, pentru că s-ar putea să dai de bucluc. Și uite așa, am mai spus Pufi încă o poveste frumoasă, scrisă de acești copii minunați. Și dacă ai și tu povești frumoase scrise de tine și vrei să ți le citească Pufi, te rog să mi le trimiți pe adresa de mail acajocbmr@gmail.com. Vă pupă, Pufi! Și ne auzim săptămâna viitoare cu o nouă poveste! Dum 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 d